E greu să alegi ce să spui în câteva cuvinte despre cel care, la an de la trecerea sa în neființă, este încă cel mai important model pentru lucrătorii televiziunii române. Un om cu o forță de muncă uriașă, cu calități unice de conducător și realizator de emisiuni. Un om egal interesat de divertisment, de social, de cultură și artă, de tot ceea ce avea cu adevărat valoare și era interesant pentru telespectatori. Studio N, Mozaic Duminical, de la A la Infinit, la sfârșit de săptămână sau Fotograme din realitate, sunt câteva dintre titlurile care aduceau în fața micului ecran întreaga familie, copii, părinți și bunici, deopotrivă, deoarece aceste emisiuni erau realizate cu umor, bun simț și mai ales cu bun gust. Era în aparență un om dur, dar i-a ajutat pe toți aceia pe care îi aprecia și îi solicitau sprijinul. Ura prostia, lenea și lipsa de respect pentru muncă. A avut și secrete pe care începuse să le aștearnă într-un jurnal ce nu a mai apucat să fie publicat. Iată câteva rânduri. Când era să mor într-un spital african, am istorisit unui medic povestea vieții mele de până atunci. După câțiva ani, am primit un caiet în care notase totul. Delirasem și nu aveam de unde să știu că, stând la căpătâiul meu, notase aproape cuvânt cu cuvânt. În aproape 35 de ani de gazetărie, am fost martor sau am luat parte direct la o serie de întâmplări pe care, de la început, m-am hotărât să le păstrez pentru mine. Nu le-am relatat în niciun reportaj de gazetă, de radio sau de televiziune. Și de multe ori am regretat ceea ce nu am spus. Poate că, citind aceste rânduri și cele ce vor urma, o să înțelegeți cum și de ce, atâția ani, am dus, în fond, această existență dublă. Nu este nicio figură de stil și apoi nu din tot felul de considerații și literatură este făcută viața. Tocmai de aceea mă opresc aici cu explicațiile. Știu bine că nu aveți nevoie de ele, cum nici eu nu vreau să mi le dau. Nu ajută la nimic. Tudor Vornic.